Mâine, de 1 iunie, se sărbătorește Ziua Internațională a Copilului și, așa cum bine știți, nu doar cei mici se bucură de această sărbătoare, și cei mari intră în jocul prichindeilor aducându-și aminte de zilele copilăriei. Ca de fiecare dată, primarul orașului Ion Georgescu acordă o atenție deosebită celor mici și îi surprinde cu diferite activități. Începând cu ora 9, copiii sunt așteptați la cupa de cross, după care se va continua cu un concurs de desen pe asfalt, cupa de șah și cupa de volei. Centrul Cultural Mioveni, Consiliul Local și Primăria Orașului, în parteneria cu Casa de Cultura Sindicatelor Dacia, Clubul Copiilor Mioveni și Clubul Sportiv Mioveni, organizează o serie de manifestări cultural-sportive ce se vor desfășura pe parcursul întregii săptămâni, respectiv 1, 3, 4 și 5 iunie. Curajoșii care vor participa la concursuri vor avea parte și de premii din partea organizatorilor. Premiile vor consta în tricouri și obiecte promoționale oferite de partenerul oficial al zilei de 1 iunie la Mioveni, Sece Automobile Dacia. Spre seară, petrecerea continuă cu un minunat concert susținut în centrul civic. Concertul începe la ora 18 și marea surpriză o constituie îndrăgita solistă Andra, care îi va încânta atât pe cei mici cât și pe cei mari.